La mai bine de două zile de când un polițist mascat a lovit-o cu piciorul în burtă pe Margarita Iutina, așa și nu a fost intentat un dosar penal pe acest caz, dar o solicitare în acest sens a venit din partea internauților. Petiția online a fost semnată deja de câteva mii de oameni. Totodată, deputatul Boris Vișnevski i-a trimis șefului Comitetului de Investigații din Sankt Petersburg o solicitare privind efectuarea unui control preanchetă a cazului. Este fapt преступления. Признанный, потому что виновник уже пришел в больницу к Маргарите Юдиной и извинился. То есть фактически это признание абсолютное. Очень важно создать прецедент, чтобы невозможно было отмазать, и чтобы они понимали, что их не будут отмазывать, тогда они не будут, может быть, так себя вести, будут меньше избивать граждан и думать, надо ли выполнять, по сути, преступные приказы о разгоне мирных акций протеста. În urma loviturii primite, femeia în vârstă de 54 de ani a fost spitalizată. Ulterior, potrivit portalului fantanca.ru, a fost vizitată la spital pentru a-i cere scuze de un reprezentant al Ministerului de Interne și chiar chipurile de însuși polițistul care a lovit-o. Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini video, dar nu e clar cine este persoana care vorbește. Victima a acceptat scuzele, dar chiar și așa, un dosar penal trebuie pornit. Este de părere avocatul Alexander Peredruc, activist în domeniul drepturilor омului. Государство само возбуждает уголовное дело в таком случае, в случае причинения превышения сотрудника полиции должностных полномочий. Это статья 286 Уголовного кодекса, и, соответственно, независимо от того, простила ли потерпевшая сторона этого человека, который будет обвиняться, да, или обвиняется в совершении преступления, уголовное дело должно быть возбуждено. Pe de altă parte, numeroși participanți la митингul de sâmbătă de la Sankt Petersburg s-au ales cu dosare penale pentru blocarea străzilor și aplicarea violenței față de polițiști. Ciocniri între forțele de ordine și protestatari au avut loc într-adevăr, însă majoritatea oamenilor nu au opus rezistență în timpul reținerii. Chiar și așa, oamenii au fost tratați cu brutalitate. Datele portalului OVD Info arată că peste 500 de oameni au ajuns la poliție în ziua de sâmbătă. Margarita Iudina a fost martora mai multor arestări. Femeia a cerut oprirea violențelor, însă polițistul a preferat să nu-i dea ascultare și a lovit-o cu piciorul în burtă. Redacția noastră nu a reușit deocamdată să ia legătura cu Margarita Iudina. Iată ce a declarat însă femeia pentru publicația 47 News, întrebată de ce l-a iertat pe polițist. Sunt o persoană blândă de felul meu și l-am iertat. Acum însă mă gândesc că ar fi trebuit să spun că îl voi ierta doar după ce toți deținuții politici vor fi eliberați, inclusiv Alexei Navalnei. Citat încheiat.